Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Aș dori să remarcăm pentru început faptul că guvernul Dăncilă a împlinit o săptămână și încă rezistă. Da, o săptămână și nimeni n-a fost schimbat. Bravo, bravo! Asta nu înseamnă că nu există deja crize de nervi și presiuni interne în PSD din cauza unor miniștri. Tipul de la economie, cel puțin, Dănuța Andrușcă, pe numele lui, a stârnit o groază de pasiuni prin partid. Îl mai știți pe Andrușcă, nu? Mă scuzați, sunt foarte emoționat. Un rol important va avea pentru, în cadrul economiei, ca îmi cer scuze că sunt emoționat. Când aveți de gând să aprobați legea redevențelor? Dar lăsați foaia aia și ziceți așa. Când? Mulțumesc, vă rog. La sfârșitul februarie, noi sperăm că legea va fi adoptată. Asta e imposibil. E imposibil. Trimise către guvern, îmi cer scuze. Că... Nu, către Parlament, poate. Pe bune acum, cum să-l pui pe ăsta ministru? Ei bine, citim prin presă că domnii Oprișan, Bădălău, Țuțuianu și Negoiță au început să comenteze deja componența noului guvern, iar Andrușcă e una dintre țintele lor. Pe de altă parte, înțelegem că Liviu Dragnea a demarat și el acțiunea de epurare a cadrelor de partid care strică atmosfera. Adică fix tovarășii și tovarășa care comentează în front. Păi ce facem, doamna Abraham Burica? Vă ofticați? Eh? S-a supărat Dedi, feriți-vă că scoate mitraliera la propriu, deci nu mă refer la deputatul Rădulescu. Liviu Dragnea, dacă va beneficia de o majoritate în partid, cu siguranță îl va executa pe Nicolae Bădărău. Pe lista neagră a intrat totodată și secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, cel care l-a înfruntat deschis și direct pe Dragnea în ultimul comitet executiv al PSD. Și Ecaterina Andrunescu a fost schimbată din conducerea Comisiei de Educație din Senat, ea fiind un om care l-a criticat pe Liviu Dragnea, Marian Oprișan, ar putea să fie înlăturată de la conducerea filialei PSD Vrancea. Hamsterul nu uită și nu iartă. El are nevoie de liniște, nu mai suportă gălăgia asta. De ce credeți că a pus-o pe tanti Viorica la guvern? E ascultătoare, civilizată, plăcută, rezonabilă, neconflictuală. Nu se supără, unde o așeze, acolo stă. O bagi într-un ghiveci, mai torn puțină apă, dai cu un fixativ pe... Nu ca ăștia, bă, care strică atmosfera. Îl și văd pe Dragnea la următorul comitet executiv, cum se duce la ei și ia de guler ca Iliescu în vremurile bune. De ce strigați, măi, conflictualilor?